Dragi prieteni, țara doinilor, a baladelor, a sârbelor, a horilor, vom încerca să vă prezentăm prin intermediul cântecului, reușita căruia valorează grație triunghiului magic, compozitorul, poetul și interpretul. Dar cine are dor de ale sale duci lumine, își duce inima ușor, ușor cum duci o caldă pâine. Numeroase încercări în ale cântecului de a elogia plaiul natal s-au produs în stilul muzicii populare. Unde-i pomul cel cu rouri alb, zbor în pui de rândul ea, dulce cântă-n limba lui, pomul Moldovei pui, cât de dragă-mi ești, Moldova mea. Maestrul Serghei Ciuhrii a semnat muzica la numeroase piese pentru cor și orchestră de muzică populară. Ce mi-e drag de țara mea? Sunt niște versuri compuse de reposatul Grigore Vieru, care prin simplitatea și frumusața acestor versuri m-a făcut ca să scriu melodia aceasta. La bun început eu vrem să o fac numai pentru voce și orchestră, dar s-a văzut că ea pierde frumusețea, adică pierde colorit, pierde bogăția. Și plinătatea, da. Da, și răsunând cu corul, e cu tot altă frumusețea are. Despre istoria apariției cântecului Inima mea e Moldova, semnată de Ionalda Teodorovici și Simeon Ghimpu, își amintește autorul versurilor. Inima mea e Moldova, vă spun de unde a pornit. Mă plimbam prin Moscova și răsuna de la un geam, dar tare de tot, cântecul Rasia, 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 rodina moia. Și eu zic, bine mă, dar eu am patrie, mi-am pus întrebarea. Am, deci trebuie să o cânt și am dreptul să o cânt. În pofida celor care mă numesc naționalist și așa mai departe, eu am să fac Inima mea în Moldova. Ion și Petrică, cum au citit versul, le-au spus, gata, cântecul e făcut, îl faci tu, Ioane, și l-a făcut Ion. Piesa a fost lansată de Ion Surucean.
inima mea e-i Moldova, dragostea mea e-i Moldova. Soarele meu e-i Moldova, țara în care trăiesc. Acest cântec a fost inclus în repertoriul ansamblului vocal-instrumental Orizontul, condus de Oleg Milstein și interpretat de Nina Krulikovski. Cerul când fulger cu zborul, marea când trec cu vaporul, nu-i de cântecul meu. Vara când tulpăie zorii, doamna când pleacă bocorii, iarna pe suruna de orii, cântecul sună mereu. Inima mea e Moldova, dragostea mea e Moldova, soarele meu e Moldova, laiul pe care trăiesc. În anii 70 au apărut numeroase lucrări frumoase din punct de vedere muzical, cu un text adecvat, dedicate Ploiului Natal. Una din acestea, apreciată și astăzi, a fost inclusă în repertoriul îndrăgitului cântăreț Ion Surucianu și s-a numit În Moldova mea frumoasă. Pelicula a fost restabilită de echipa de creație. Facem aș un vânt voina, ca să trec orice pota. Să văd lumea ce mai face și să-i gând un vers de pace, apoi să mă-ntorc acasă, în Moldova mea frumoasă. Să văd lumea ce mai face și să-i gând un vers de pace, apoi să mă-ntorc acasă. Unul din cei mai talentați compozitori contemporani este considerat Valentin Dânga. Despre reușita piesă dedicată țării, Cântec despre patrie, își amintește maestrul. A apărut în fața mea un text a doamnei Irina Badicova, o poetesă de limba rusă, și mi-a plăcut foarte mult textul și atunci am încercat să... Deci ideea asta mi-a sugerat-o textul și a apărut melodie pe versurile acestei poetese, doamna Irina Badicova. Pe urmă a apărut ideea ca să o cânte una din cele mai strălucite pe atunci, cât și astăzi a rămas în aceeași categorie, Anastasia Lazăruc. Pe urmă a apărut și necesitatea să fie și un text în limba maternă, fiindcă normal că dacă se cântă în țară, în toată Uniunea Sovietică de pe atunci, de ce să nu se cânte și în limba maternă în Republica noastră? Ne-am adresat lui Anatol Ciocanu, care ne-a făcut o variantă în limba română, pe atunci moldovenească. Cred că e destul de foarte reușit și cred că chiar și are dreptul și să fie și autorizat într-un fel, pentru că și-a depus și la sufletul, nu numai în traducere, dar chiar și în conținutul acestui sens, acestui gând. Și cred că ne-a reușit aceasta la cei patru autori, zicem așa, ne-a reușit patru realizatori, zicem mai bine, a piesei, ne-a reușit fiindcă piesa s-a difuzat foarte mulți ani la rând și de fapt eu cred că întotdeauna este nevoie, în orice timpuri, ci în orice situație, ci orice împrejurare ar fi țara, este o onoare și este o necesitate să-ți cânti Ploiul Natal, să-ți cânti Cuibul Părintesc, să-ți cânti Neleagul tău. E atât de sfânt al tău pământ dat în floare, e atâta pace în lucrul de stea. O mamă, tu ne ești aici sub soare, ai tăi suntem noi, patrie a mea. Oh,
piesa Cel mai frumos pământ de lume, a scris versurile de Dumitru Matkovski. Eu, de fapt, așa poezii despre Plaiul Natal prea, n-am prea auzit. Sunt niște versuri fermecătoare. Într-adevăr, este scris în Moldova care a miroasă Busuioc. Și poate fi mai frumos, mai poetic. Ce metaforă poți să mai găsești pentru țărișoara asta atât de frumoasă. Și această piesă a intrat în coloana sonoră unui film documentar a regizorului Ion Mija, regretatul Ion Mija, care... în care s-a vorbit despre țara noastră, despre beleagul nostru. E Moldova o țară una, a miroase a busuioc, se topește în ape luna și răsare luna în loc. Rătăcit în lumea mare, când mă strigă glas de dor, din pustolul ceea ce ține de piesele mele, eu am fost întotdeauna în afara politicii. Patriotismul este o calitate omenească mai mult, o calitate de bun simț față de țara în care trăiești. Au rămas bine în memorie lucrările compozitorului Constantin Rusnak. Prin 1977, mi-aduc aminte ca acum, Moldova trebuia să fie prezentată pe scena Palatului din Kremlin și trebuia 7 minute și trebuia să plece Maria Bieșu și ansamblul Joc. Și sigur că ministrul Constantinu mi-a zis că tu trebuie să scrii pentru Maria Bieșu un cântic așa frumos, patriotic. Mă gândeam, zic, ei, un cântic patriotic, eu trebuie să-l scriu să fie mai aproape de deci folclorul nostru muzical și l-am scris așa în stil popular. Chiar partea a doua e foarte aproape de cel popular, dar sigur că am scris o melodie pe care am făcut-o eu. Și chiar am pățit un ghinion. Toată lumea, deci sfârșitul l-am făcut foarte aproape de popular, dar altfel, cu o melodie de-a mea. Am făcut tara-ra-ra-ra-ra-ra-ra, puțin. Nu, toată lumea a cântat-o. Taradaram, taradaradaradaradaram. Deci formula tipică care era a horii. Și eu când am tipărit-o așa, nimeni n-a cântat-o. Atunci am fost nevoit să șterg ceea ce am scris eu și am scris cum o cântă toți, deci am scris melodia cei care o cântau toți. Eu găsisem niște versuri care m-au inspirat și am scris pe versurile cele, dar ele erau scurte și nu erau finisate. Desfășurate, finisate, nu erau până la sfârșit finisate. Am rugat pe Gheorghe Vodă, care a scris un text extraordinar de bun, un text frumos, un text cald și civic și omenesc. Un text foarte bun. Eu țin minte când i-am arătat lui tatăl meu, zis, uite ce poet extraordinar. Cum poți prin câteva cuvinte să exprimi sentimentul atâtor oameni? Și eram chiar mândru că însuși Gheorghe Vodă mi-a scris versurile la această lucrare. Coloana a pornit de la dorința doamnei Maria Bieșu, pentru că colabora cu Rusnak, Constantin, compozitorul Constantin Rusnak. Am făcut orchestrația, deci pentru orchestra de muzică populară, Jocul, a fost interpretată, nu mai țin în ce dat, dar în octombrie, probabil, pe scena Palatului din Kremlin, cu Maria Bieșu. Acompaniată de orchestra Jocului. Da, de orchestra Jocului. Pe urmă, ea a venit aici, îmi pare, cu fluierașul, a insistat să imprime, frumoasa noastră a fost imprimată la radio, deci este în fondul radio-televiziunii. Thank you.
fost luată de către ansamblu contemporanul, care a fost pentru mine o mare cinste. Sigur că frumoasa mea patră, deci în interpretarea contemporanului, ea, cred că de aici a pornit în lume, fiindcă am auzit-o cântând și cântată și prin Ucraina și prin și în sudul Moldovei, deci care astăzi e în Ucraina. Prezent este audiată cu emoții piesa Libertate, semnată de Anatol Dumitraș, muzică, Ion Hadârcă, versuri și interpretată de Angela Bucco. Piesa aceasta iarăși e legată așa de niște evenimente cruciale. Era perioada de pregătire către Marea Adunare Națională, în dezbatere legile despre limbi, toată lumea fierbea în piață, discuții, dezbateri. În toiul acestor evenimente, 27, deci Angela a fost leantul, cel care punctul de legătură între mine și Dumitraș. Practic noi nu ne cunoșteam cu Anatol, știam de cântecele, știam de vocea lui extraordinară, deci o voce cu un diapazon inedit. Și Angela insista foarte mult să-i pregăte ceva. Și atunci, iarăși, a fost o expresie a ceea ce se întâmpla. Nu? Cânticul a fost pregătit către Marea Adunare Națională. Nu a fost acceptat în fondurile radio-televiziunii pentru început, că deci, erau prea chestii prea îndrăznețe legate, mă rog, de nu știu ce ideile pe care le exprimam noi. Și în luna septembrie, precum se obișnuia atunci, maestru Grigore Vieru, Dumnezeu să-l ierte, să-l țină în pază așa, pentru mințile cele mai luminate și sufletele cele mai candide, a avut o serată de creație la Palatul Național. Dumnealui a insistat pentru o transmitere în direct. Și aici era toată șmecherie. Dumnealui a făcut o abatere, deci de ceea ce deci ținea de serata de creație a autorului, a inclus în serata aceasta și Libertatea. Și iarăși a fost cu sala arhiplină în picioare, cu un moment foarte emoționant. Eu atunci am văzut-o pe Angela Bucco în cu tot o altă lumină, pentru că vocea era mai mult și cântecele erau din repertoriul acesta mai mult liric, romantic, mă rog, cum se obișnuia cântecul de stradă. Acolo a dat atâta profunzime și atâta vibrație sufletească, încât mi-am zis că deci este iarăși o interpretare absolut remarcabilă, împreună cu Anatol Dumitraș, care a realizat o piesă de excepție. Nu-i marea ta brăzdată de corăbii, nu smânții tăi de vulturi străjuiți, doar merugina-n vintene și sedii, și zâmbrii sunt din stene izgoniți. Ți-a mai rămas un zi de mănăstire și un popostir strigând peste cetăți, Moldova jumătate în amintire, te frânge frut în două jumătăți. Moldova jumătate-n amintire, te frânge frut în două jumătăți. O libertate sfântă, libertate, din slobozii și sate, deșteptate, de n-am
concepută ca un florilegiu celor mai populare romanțe și cântece dragi sufletului prozatorului și dramaturgului Ion Druță, s-a numit Scriptura Eternelor Cântări. Această culegere include și cântecul Cât trăim pe acest pământ. Acest cântec a apărut într-o perioadă când era nevoie de cântec, de un anumit fel de cântec, cântec de îmbărbătare, de încurajare și chiar de recuperarea unor valori. În 1987, regizorul Sandru Ioan Șcură vroia să monteze o piesă de Ion Druță, Horia, și m-a invitat pe mine și pe Tudor Chiriac să asigurăm partea sonoră, cum a zis el, adică niște cântece, un bocet și un imn mobilizator, așa cum ne-a fost comanda pentru acest spectacol. Timp aveam berechet, erau mai multe luni până la premieră și Tudor Chiriac aștepta să-i aduc versurile. Deci, fata mea, Doina, era mică atunci, am dus-o într-o dimineață la grădiniță și când veneam înapoi, era un timp cu ploaie, mi-aduc aminte așa, după ploaie, de la sine parcă au apărut niște versuri. Cât trăim pe acest pământ, mai există ceva sfânt. O câmpie, un sat natal, o clopotniță pe deal. Pentru că acest simbol al clopotniței este prezent în piesa lui Druț. Am venit acasă, i-am telefonat lui Tudor Chiriac, zic, Tudor, scrie versurile. El a notat și după ce îi spun, iar acum notează și melodia. Vreau să vă spun că întâi mi-a venit melodia. El m-a întrebat dacă n-am auzit nicăieri această melodie. Zic, nu. Probabil că a fost un caz unic când versurile au dictat melodia. Tudor Chiriac, vreau să vă spun că a instrumentat, a pregătit, ca să zic așa, cadrul muzical, sonor, foarte bine, profesionist, extraordinar. Și poate din motivul că melodia făcea un corp comun cu versul, acest cântec a avut succes. A fost un cântec cu noroc, ca să zic așa, pentru că la 27 august 1989, aproape 1 milion de participanți la Marea Adunare Națională au cântat acest cântec. Un cântec ca un imn, cât trăim pe acest pământ. Un sat natal, o clopotniță pe deal, cât avem o țară sfântă și un alt care mai cântă, cât părinții vii mai sunt, mai există ceva sfânt. Cât durea nevor izboare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durea nevor izboare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. După aceea, toate manifestațiile culturale, chiar naționale din școli, începeau cu această melodie și dumneavoastră ați vorbit de imn. Vreau să vă spun că în 1994, domnul Senic, Valeriu Senic, care era președintele Comisiei Cultură, Mass Media și așa mai departe, mi-a propus să accept ca acest cântec să devină imn al Republicii Moldova. N-am acceptat și nu puteam să accept pentru că el urma să dezlocuiască un imn Deșteaptă-te, române. Asta nu înseamnă că el nu are elementele unui imn, pentru că despre ce vorbește acest cântec? Despre simbolurile noastre naționale, despre memorie, despre limbă, despre istorie, despre părinți, despre satele noastre, despre credință. Deci m-am străduit ca în acest cântec să fie prezent întreaga noastră, eu zic, spiritualitate și tot ce ne dorim noi ca să nu piară. Cât există ele, vom exista și noi. Acest cântec a avut noroc nu numai de compozitor, dar și de interpreți. Interpreta a fost atunci Liliana Chiriac, fiica lui Tudor Chiriac și Iuri Sadom. Și vreau să vă spun că am cununat-o pe Liliana. Și la nuntă, nu știu dacă la alte nunți mai cântă Mireasa, la nunta ei, ea a cântat acest cântec, numai nu cu Sadovnic, dar cu Mirele, actorul Boris Cremene. Cât avem un sat departe și un grai ce n-are moarte,
cât ai cui zice părinte, mai există lucruri sfinte, că dureane vor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât dureane vor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Avem toată datoria să creștem o generație cu memorie. Iar pentru a ajuta ca această generație să aibă memorie, proacă trebuie, sau putem să o facem, și prin intermediul cântecului, și prin intermediul poeziei, prin intermediul culturii noastre, care este cea care vorbește de sufletul neamului nostru. Cu Nadejda de Cepragă, dacă vă aduceți aminte, era un cântec, Dumă, Dumă în țara doinilor, care a fost șlagăr la timpul lui. Atâta timp cât ne vom păstra valorile, limba, istoria noastră, satele noastre pe care nu le vom abandona, mormintele părinților noștri, noi vom trăi cultura, noi vom trăi pe acest pământ. Cât vom uita de acestea, vom dispărea. Și iată, acest îndemn al cântecului îmi pare bine că este ascultat și auzit și de generațiile care vin. Moldova mea este un cântec de ultimă oră semnat de Eugen Olenic și Ana Condrea în interpretarea îndrăgitei interprete Nelly Ciobanu.